Bun găsit, dragi telespectatori, împreună cu emisiunea Tiptopul Micilor Vedete. Precum vedeți, în această seară concurenții mei sunt aceste prințese deosebite, dar și acest cavaler, cărora le doresc mult, mult noroc și aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Au venit astăzi să vă prezinte cântece sau poezii, nu știu, voi afla și eu în cadrul acestei emisiuni. De asemenea, avem și invitația acesteia pe care îi veți cunoaște. Alături de noi se află un juriu, așa cum dumneavoastră sunteți obișnuiți de această dată. Juriul este alcătuit din doamna Luminița Dumitru, domnișoara Alina Sârbu, care, bineînțeles, va veni însoțită de un personaj. Vom vedea la sfârșitul acestei emisiuni cu ce personaj a venit domnișoara Alina Sârbu. Acum haideți să cunoaștem concurenții noștri de astăzi, să vedem ce au pregătit și cum se numesc. Cum te numești? Antona Andreea Cristiana. Câți anișori ai tu? 6. 6, să crești mare. Și ce ai pregătit tu pentru emisiunea noastră? Bate vântul frunzele și o poveste? Nu, o poezie. O poezie. Uite, am să te rog să te ridici, să vii cu mine aici, în aplauzele dumneavoastră, bineînțeles, și să prezinți spectatorilor și telespectatorilor noștri ce mi-ai spus mie că ai pregătit. Adică, un cântecel și o poezie. Mult succes! Mă anticez. Pentru început, poți să zici bun găsit, dragi spectatori și telespectatori. Poftim! Bun venit, telespectatori, la emisiunea Tiptopul Micilor Vedete. La emisiunea Tip Top Mice Vedete. Felicitări! E, aceasta este o introducere frumoasă și acum încep cu ce vrei tu. Ori cu cântecel, ori cu poezie. Cu ce vrei tu. Mult succes! Picul mic și mare de rou, ca pe geam, afară plouă. A întrebat să duc cu tare, ploaia e bună, la ce oare? Mama i-a răspuns îndată, vezi tu floarea minunată? S-ar rusca dacă nu ar mai ploua. Și oprindu-se din joacă, Sandu se gândi o leacă. Și privind spre fereastră, la frumoasa floare albastră, ca să crească și mai mare, a adus o stropitoare, a luat apă de la baie și a stropit-o ca pe ploaie. Și spuneai cumva că aveai și un cântecel sau n-am înțeles eu prea bine? Ba da. Păi și cântecelul? Să-l cânt acum? Sigur că da, uite, în aplauzele tuturor și ca să se știe că tu participi la această emisiune, uite, poți să te uiți în sală și să spui așa: voi cânta pentru dumneavoastră, cum se numește cântecul tău? Mult succes! Bate... Cum am zis, voi cânta... Voi cânta un cântecel. Care se numește cum? Bate vântul frunze. E, și eu acum am să spun mult succes și uite, te aplaudă toată lumea. Mult succes! Bate vântul frunzele, se învârtesc moriștile, rândunica așa zboară, iar eu tras meu de sfoară. Mama la plăcinte face, bunicuța lână toarce, tata trage la rindea, iar eu bat din palme așa. Moșu taie lemnele, eu adus urcelele,
O fetiță de la pui, iar eu un copac măsui. Foarte bine a fost, sigur că da. Prințesa, ce faci? Bine. Bine am zis. Bine ai zis, uite, n-am auzit eu ce să zic. Asta e, se mai întâmplă. Cum spuneai tu că te numești? Teo Ciurea Teodora Maria. Să crești mare. Și câți anișori ai tu? 6 ani jumate. Să fii sănătoasă. Și ce ai pregătit pentru noi? Am pregătit un cântec și o poezie. Mult succes! Uite, am să te rog să cobori de pe scaunel, am să-ți dau și microfonul și în aplauzele tuturor am să te rog să le spui spectatorilor și telespectatorilor noștri cum se numește cântecelul și cum se numește poezia. Cântecelul se numește Am o căsuță mică așa, așa, așa. Și poezia? Poezia se numește Somnoroase păsărele. E, mult succes! Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund prin rămurele, noapte bună, doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, don și florile în grădină, dorm în pace, trece lebăda pe ape, printre trestii să se culce, fieți îngerii aproape, somnul dulce. Peste-a nopții felie se ridică mândra lună, totu-i zi și armonie, noapte bună. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Accelerează, atențiune, accelerăm. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Atențiune, accelerăm. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Atențiune, accelerăm. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Atențiune, accelerăm. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Atențiune, accelerăm. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, 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 și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Mulțumesc! Prințesa, ce faci? Bine. Ești o prințesă? Da. Mă bucur să te cunosc. Și dacă ești o prințesă, care prințesă vrei tu să fii? Aurora. Aurora, ce frumos! Câți anișori ai tu? 6. Să crești mare. Și ce ai pregătit tu pentru emisiunea noastră? Un cântecel. Și acum, uite, am să te rog să cobori de pe scaunel, în aplauzele dumneavoastră, bineînțeles,
și să le spui spectatorilor și telespectatorilor noștri cum se numește cântecelul tău. Se numește cântecelul meu, se numește O maimuță se strâmba. O maimuță se strâmba! Mult succes! O maimuță se strâmba, pisicuța mie unea, un cățel tra de zori, la un porumbel de zori, șorit se ascundea, iepurașul trăcădea, când un morcov, când o varză, pe un stâl stătea o barză, da, 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 ea privi și vezedea, cățelul și cum dansează, șoricei împibrează, da, 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 ea privi și veți vedea, cățelul și cum dansează, șoricei împibrează. Sigur că da, este o variantă a cântecului și trebuie aplaudat modul ei de interpretare. Cavalere, te salut! Și eu. Și cum zicem? Zicem așa, Dămânuța, salut? Salut! Așa. Cum spuneai că te numești? Paul Mihai Dumitrescu. E, vezi, tocmai de-aia am vrut să ne cunoaștem. Eu sunt Silvia, să știi. Încântat de cunoștință. Și eu sunt încântată de cunoștință. Ce ai pregătit tu pentru emisiunea noastră? O poezie. O poezie? Înainte de a spune poezia, aș vrea să știu și eu câți anișori ai tu. 6 ani jumate. 6 ani jumate, să crești mare. Uite, am să te rog să cobori de pe scaunel și să le spui spectatorilor și telespectatorilor noștri cum se numește poezia. De dragul tău pământul. Mult succes! De dragul tău pământul, de ghioce e plin, și vin cocori din zare, și cerul e senin. Și întâiul fir de iarbă a răsărit în prag, și muzurește pomul să-ți fie ție drag. Învață-mă ce bine, ferește-mă de rău, iar eu voi crește vrednic și bun de dragul tău. Îți făceam cu mâna aici, mă aflu, m-ai văzut? Da. Felicitări, atât ție cât și celorlalți copii concurenți. Ia loc, îți mulțumesc mult. Prințesa, ce faci? Bine. Ești o prințesă roz? Da. Da, mă bucur să te cunosc. Câți anișori ai tu? 6 ani și 10 luni. 6 ani și 10 luni. Și cum te numești? Andreea Deaconu. Andreea Deaconu. Și ai pregătit ceva pentru emisiunea noastră cumva? Da. Ce anume? O poezie. Cum se numește poezia? Ce primăvara oare? Mult succes! Ce primăvara oare? Dorul pomilor de floare și de-a verde lui culoare, ruga ierbii din câmpie, să lăsară de sub glie, cu bănuți de păpădie, poate o rugăciune, zumzăită de albine, primăvara nu mai vine? Ce e primăvara în lume? E o caldă rugăciune, primăvara e o minune. Foarte frumos! Felicitări tuturor și aplauzele dumneavoastră, bineînțeles, pentru felul în care au cântat și au recitat poeziile pe care le-au pregătit cele 4 prințese ale noastre, dar și acest cavaler. Onorat juriu, să aflăm notele dumneavoastră pentru această probă. Așadar, pentru Cristiana Andreea Anton, 10-10. Teodora Maria Ciurea, 10-10. Teo Maria Stancu, 10-10. Paul Mihai Dumitrescu, 10-10. Și Andreea Deaconu, 10-10, cu aplauzele dumneavoastră, bineînțeles.
Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii noastre, dragi spectatori și telespectatori, avem și invitația acesteia. În aplauzele dumneavoastră o voi invita în scenă pe Andreea Elena Vătrai. A pregătit pentru emisiunea noastră cântece deosebite. Bun venit, draga mea! Bun venit! Mulțumesc! Primul cântec pe care îl vei pregăti, cum se numește? Se numește Destinată să strălucesc. Mult succes! Mulțumesc! Felicitări, mulțumesc! Acum vom trece la o altă probă a emisiunii Tip Topul Micilor Vedete, proba de dans. Așa că în aplauzele dumneavoastră voi invita prințesele și cavalerul nostru în ring. Vă doresc mult succes! Bineînțeles că dumneavoastră îi veți aplauda, fiindcă vor dansa. Așadar, mult succes tuturor! Mânuțele sus, haide! Nici
Tuturor, felicitări tuturor și aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Ați dansat foarte frumos, să știți. Și acum să aflăm notele pentru felul în care ați dansat. Așadar, pentru Cristiana Andreea Anton, 10-10. Teodora Maria Ciurea, 10-10. Teo Maria Stancu, 10-10. Paul Mihai Dumitrescu, 10-10. Și Andreea Deacon, 10-10. Și aplauzele dumneavoastră și felicitări din partea tuturor acelora care sunt acum în sală. Ați dansat excepțional. Și acum, dragii mei, continuăm emisiunea noastră împreună cu Larisa Popa. O invit în aplauzele dumneavoastră în scenă. Bun venit, Larisa! Bun venit! Care este primul cântec pe care îl vei prezenta? Primul cântec pe care îl voi cânta în această zi este Poarta către vis. Mult succes! Mulțumesc! Dacă visele curate cândva s-ar întâlni, lumea noastră cred că mult mai bun ar fi. Fără ură și războaie și lacrimi care dor, și fără aripi ce se frâng în zbor. Canto
asta visul meu de pace. Când va seara veni, știu că lumea noastră mult mai bun ar fi. Sunt copil și n-am puterea să schimb acum ceva, dar despre tot ce simt vă pot cânta. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, felicitări. De asemenea, aduc mulțumirile mele profesoarei voastre, domnișoare Ofelia Ioan, cea care vă pregătește pentru concursuri și festivaluri și pe care voi le-ați câștigat cu brio. Felicitări. Acum, dragii mei concurenți, vom avea proba mersul piticului. Știți cum este mersul piticului? Cum este? Mers ca o capiticu pe vârfuri. Pe vârfuri? Ia, arată-mi și mie, că eu nu știu. Uite. A, sigur că da. Adică mergem cu genunchii îndoiți. Da. 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 Am să vă rog să coborâți de pe scăunele și să vă așezați cu genunchii îndoiți, fără să atingeți scena, și când publicul vă spune start, plecați. Atenție, public! 3, 2, 1, start! Start! Ia să vedem cine este piticul învingător. Avem doi pitici, așa că vom reface proba. Poftiți la scăunele din nou. În aceeași poziție de plecare a mersului piticului. Atenție! Atenție! Start! Cine este piticul câștigător? Cine este? Cine este? Cine este? Cred că acest cavaler a fost. Sunteți de acord cu mine? Da! Da! Felicitări! Acesta este câștigătorul. Am să vă rog să veniți la scăunele. Fiindcă în aplauzele dumneavoastră vom continua emisiunea noastră împreună cu Andreea Elena Vătrai. Andreea, poftim în scenă. Această piesă muzicală pe care ai pregătit-o, cum se numește? Se numește Comă la flor. Mult succes! Mulțumesc! Te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste
Mulțumesc, mulțumesc și felicitări! Acum am să vorbesc cu voi câteva lucruri, fiindcă avem și o probă de spontaneitate. Și am să vorbesc cu Cristina. Cristiana, vrei să spun Cristiana Andreea sau Andreea Cristiana? Cristiana. Cristiana am să spun. Cristiana, uite, eu n-am știut niciodată cum de ursul a mâncat-o pe bunifu. Cuța scufiței roșii. Știi această poveste? Nu. Adică nu este scufița roșie mâncată de urs? Nu, nu. Nu? Dar atunci de cine a fost mâncată? De lup. A, de lup, ți-am spus că eu nu știu multe lucruri și tocmai de-aia vreau să învăț din această emisiune. Dar veverița era prietenă cu scufița roșie? Nu. Nu era nicio veveriță în pădure prietenă cu ea? Nu era. Nu era, este clar, n-am reușit să o păcălesc, felicitări. Voi vorbi și voi veni alături de Teodora. Teodora, nu știu dacă morcovul este fruct sau legumă. Este legumă. Este legumă? Păi și dacă este dulce, nu poate să fie fruct? Nu. Ba da. Ba da, dar e legumă. A, e legumă. De ce? Crește pe lângă casa omului sau unde crește? Pe lângă casa omului. Așa. Și tu știi că morcovul se pune la ciorbiță? Da. Și știi să faci ciorbiță? Nu. Dar ce ciorbiță îți place ție cel mai mult? De găluști. A, care îmi place și mie, ca să vezi. Dar vreau să-mi spui și mie o rețetă de găluște, că nu știu cum se fac. Se adaugă două ouă, le amesteți cu furculița, adăugați făină, sau era gris? Gris, untură, și amestecați și după aia o bagați la congelator și după aia așteptați câteva minute și se fac găluștile. Foarte bună rețetă, să știi că așa o să fac și eu, îmi dai voie? Da. Îți mulțumesc mult, am învățat, sigur că da, niște lucruri. Teo, ce faci? Bine. Teo, tu ai auzit de povestea capra cu cinci iezi? Nu. Nu? Dar cum se numește povestea? Capra cu trei iezi. Adică iedul mic, mijlociu, mijlociu și mare. Da. Da. Adică mic, mijlociu și mare. Păi și nu mai este încă unul mijlociu? Nu. Adică nu sunt așa, iedul mic, mijlociu, mijlociu și mare. Nu. Dar cum sunt? Spune-mi tu ca să învăț și eu ceva astăzi. Este iedul mic, mijlociu și mare. Și aici cu degețelele acestea cum mi-ai arătat mie? Ia să mai văd odată. Că este degețelul mic, degețelul mare și degețelul mijlociu. Știe, n-am ce să-i fac felicitări. Cavalere, albă ca zăpada era prietenă cu cei șapte pitici? Da. Dar de ce crezi tu că era prietenă cu cei șapte pitici?
Că s-au întâlnit. Unde? În pădure. Așa, și albă ca zăpada ce făcea? Îi a intrat în casa lor. A intrat în casa lor? Și piticii unde erau? Să sape. Deci erau muncitori. Da. Dar uite, n-am știut niciodată dacă albă ca zăpada, când era ziua de naștere a unui pitic, a făcut un tort. Da. A făcut, vedeți? Este de acord cu mine. Și ce tort crezi tu că a făcut albă ca zăpada pentru acest pitic? Frumos. Frumos? Și cu ce? Cu lumânări. Cu lumânări. Și cu mai ce? Și cu glazură. Și cu glazură. Și cu? Cremă de ciocolată. Și piticul i-a mulțumit? Da. Cum a zis? Mulțumesc. Albă ca zăpada. Da. Îți mulțumesc și eu, ați văzut, învăț multe lucruri din această emisiune. Andreea, există o poveste în care se află prințesa Roz? Nu. Nu este niciuna. Eu mă gândeam că, de exemplu, mama cea rea a albei ca zăpada era o prințesă Roz sau era altfel? Era altfel. Cum adică? Era o vrăjitoare. Era o vrăjitoare? Și ce a făcut ea rău? A încercat să o trovească pe albă ca zăpada. Și a reușit? Nu. Nu a reușit. Ție-ți place albă ca zăpada? Da. De ce-ți place ție de ea? Pentru că este bună cu ceilalți. Și tu ești la fel, așa-i? Da. Felicitări, vă mulțumesc tuturor și acum notele dumneavoastră pentru proba de spontaneitate a prințeselor noastre, dar și a cavalerului de astăzi. Cristiana Andreea Anton, 10-10. Teodora Maria Ciurea, 10-10. Teo Maria Stancu, 10-10. Silvia Diaconu. Am zis bine? Nu. Așteptam să zici ceva. Cum trebuie să spun? Paul Mihai Dumitrescu. Sigur că da. 10-10. Și Andreea Deaconu. 10-10. Felicitări tuturor. Și acum, dragi spectatori și telespectatori, în aplauzele dumneavoastră, o invit în scenă pe Larisa Popa. Larisa, cum se numește cea de-a doua piesă muzicală? Cea de-a doua piesă muzicală se numește Lele. Mult succes! Lele, 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 lele
Felicitări și vă aștept atunci când aveți timp și doriți, oricând la emisiunea Tip Topul Micilor Vedete. Vă doresc ca toate concursurile și festivalurile la care veți participa să fie câștigate de voi. Felicitări pentru tot și acum urmează jocul statuile. Ia uite ce se bucură prințesele noastre, poftiți în scenă, atenție la muzică. Când s-a oprit piesa muzicală, vă opriți și voi. În rest, am văzut că știți să dansați. Mult succes! Da, ce frumos sunteți! Ce zici? Ești frumoasă? Da. Mă bucur! Haideți să o să vii cu mine aici și vom continua! Mult succes! This girl, so sexy, it's crazy, vreau she's got me, and now, I can't take my eyes off her, I don't know. Se aude ceva? Mi-l împrumoți sau nu? Se aude o respirație, ce zici? Da sau nu? Mi-l împrumut și mie. Dar de ce ești cu mânuța așa? Așa trebuie să stai? Ia să merg eu la această prințesică și să o rog, îmi dai mie această floricică. E supărată? Îmi dai mie un cerceluș? Uite. Nu vrei, voi veni aici la această drăguță care sigur îmi va împrumuta și mie ghetuțele, îmi dai și mie ghetuțele tale, că mi-e foarte frig. Da? N-am auzit, mi le dai? Zâmbești? Nu vrei. Voi merge la prințesa Roz, sigur ea o să-mi dea și mie, uite, un fluturaș de aici. Îmi dai și mie, nu mai e un fluturaș, dar îmi spui numai mie să nu ne audă nimeni, îmi dai? Nu vrei? Dar să știi că ai ochi frumoși, știai? Da? Ai ochi frumoși? N-am reușit, felicitări, haideți să continuăm! The ladies is saying, 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 your body are playing, 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 playing. My lips start to say, saying, 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 goddamn girl, you're fine, you got to be mine. The ladies is saying, 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 your body are playing, 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 playing.
play, play. My lips start to sing, 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 sing. Ce zice, a mișcat domnișoara din juriu? Da sau nu? Se aude că nu, ai spus nu. Ia să vin aici, la cavalerul meu și să-l întreb pe el că sigur mă salvează. Nu mă las așa, fără să nu știu niște lucruri. Ia uite, mișcă domnișoara din juriu? Da sau nu, spune-mi încet, numai mie. Felicitări tuturor! Felicitări! Vom continua cu scaunele. Știți jocul cu scaunele? Da! Și vă place? Ne place mult! Vă place mult! Atunci mult succes tuturor! She moves her body, what a perfect view. And if this night don't end the way I want it to, it'll still be in my brain, just like a fixed tattoo. Oh, oh. To say, 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 say. Goddamn girl, you're fine. You got to be mine. The ladies are saying, say, 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 say. With your body, I'll play, 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 play. My lips start to say, 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 say. Și tu vei veni cu mine și vei lua loc aici, pe acest scaunel. Mult succes! Continuăm, poftiți la dans! Să aflăm cine s-a așezat prima aici, știm? Nu știm. Nu știm, atunci continuăm. Și atenție! Ca prințesica, tu vii cu mine aici. Haideți să continuăm, poftiți la dans! Și mergem un pic mai în față, un pic mai în față. Sigur că da, dansați foarte frumos. Sa Roz, vii cu mine, prințesica Roz. Poftiți la dans. Așadar, cine este învingător? Cine este învingător? Cine este? Paul! Paul! Felicitări, felicitări! Și acum suntem la ultimul dans din această emisiune, Dans Liber.
Poftiți în scenă, vă rog, mult succes tuturor. După aceea va urma festivitatea de premieră. Și haideți să schimbăm ritmul acestei piese muzicale. Felicitări tuturor, rămâneți în scenă. În aplauzele dumneavoastră voi invita alături de mine juriul acestei emisiuni, domnișoara Alina Sârbu și doamna Luminița Dumitru, să vedem ce a hotărât juriul. Doamna Luminița, am să vă rog să luați dumneavoastră și să mânați premiile. Domnișoara Alina Sârbu, de această dată ați venit însoțită de... Eu sunt doamna cu găina. Această găină e o găină deșteaptă, o găină isteață. O să îmâneze și ea premii, dacă îi permiteți. Eu sunt găina cea isteață. Vă plac găinile? Da. De ce? Că sunt istețe. Că? Să sunt istețe. Nu numai de asta. Ouăle, nu-ți plac?
Vadă! Vezi, eu fac ouă! E, acum v-am văzut pe voi, frumoși și talentați! Și ați dansat frumos! Pac, 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 pac. Îți place găina? Da! De ce? Fiindcă e frumoasă și deșteaptă. Bă, dar la țară ai găini! Pac, 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 pac. Da! La mine e o excepție! Că poți să prinzi! Dar la țară nu cred că prinzi găina! Nu-i așa? Trebuie să fugi după ea! Da! Așa e! Îți place de mine? Da! De ce? Pentru că ești isteață și îmi plac mult ouălele. Bravo! Și eu vă felicit pe voi! Aoleu! Aoleu! Scuzați-mă! Îți place găina? Da! Da! Da, cocoșii îți plac? Da! E frumoasă! E frumoasă? Ok! Felicitări! Te-ți place? Găina! Cum o cheamă pe găină? Găina isteață! Se spune că găina ai minte de găină, știi expresia? Da. E, găina mea n-are minte de găină? Dar vedem noi pe parcurs. Îți plac ouăle? Da. Și când fugi prin grădină, după găini, le prinzi? Aș vrea să prind un dan, dar nu pot. De ce? Fiindcă alerg repede și nu pot. Bravo, bravo, așa e, așa e. Acum armânesc și eu niște premii cu prietena mea, Alina. E frumoasă, mulțumesc mult. O să mâneze și ea cu mine. Ia să stau eu aici ca să stăm cu fața la public și la cameră, nu-i așa? Ia să aflăm premiile, da? Ia să vedem. Premiul copilăriei se acordă Andreei Deaconu. Vino să-ți iei premiul, iubita. Bravo, felicitări! Premiul spontaneității se acordă Cristinei Andreea Anton. Bravo, bravo! Diploma, diploma, fetița mea. Vai de mine, ce bucurie! Celui mai rapid pitic se acordă lui Paul Mihai Dumitrescu. Cel mai rapid pitic, îți dai seama ce picioare iuți ai! Acum, premiul pentru cel mai bun dansator se acordă lui Teo Maria Stancu. Felicitări la toți copiii! Stai că am uitat că vrea și găina mea să mâneze premiu. Păi da. Te rog. Ok. Bine tu, frumoasa lui mama, hai să prezinți că eu mănânc ouă de la tine, păi mult e, mult e. Ea vrea să prezinte ultimul premiu, să vedem un pic ce spune. Premiul! Tip-topul micilor, vedete! Cui credeți că se acordă? Doamnei Silvia Diaconu! Ce ziceți? Poftiți și vă felicit! Mulțumesc foarte mult, am să-mi iau și jucăria. Vă mulțumesc și vouă că astăzi ați fost la emisiunea Tip-topul micilor vedete. Este cineva care vrea să spună ceva?
Este cumva cineva? Găina nu știu ce a hotărât, dar se pare că s-ar putea să mai fie cineva. Mai este cineva? Eu. Tu. A, găină, să știi că sunt supărată pe tine. Ai greșit, eu m-am bucurat într-adevăr, dar eu n-am cântat și n-am dansat. Așa că premiul trebuie să meargă la altcineva. Așa este, eu credeam că-i găina cea isteață. Dacă încolo, asta e expresia, bine se folosește, ai minte de găină. Corect. Așa e, tip-topul micilor vedete se acordă Teodorei Maria Ciora. O, sărăcuță! Draga lui mama! Felicitări tuturor! Eu vă mulțumesc că astăzi v-ați aflat emis împreună cu emisiunea tip-topul micilor vedete. Până săptămâna viitoare, când ne vom revedea, vă dorim toate cele bune!